Inspectoratul pentru situații de urgență a distrus în poligonul de la Hărman elemente de muniție neexplodate asanate de pe teritoriul județului în ultimele două luni. Au fost detonate grenade, mine, proiectile și cartușe provenite din primul și din al doilea război mondial. Reprezentanții ISUL le recomandă cetățenilor care găsesc elemente de muniție să se îndepărteze de acestea, să anunță la numărul de urgență 112 locul în care au fost găsite și să aștepte sosirea specialiștilor inspectoratului. Pirotehnicienii sunt singurii abili. Să le identifice și să le ridice în vederea distrugerii. De asemenea, o măsură de siguranță este oprirea traficului în zonă până la sosirea la fața locului a echipajelor de intervenție. Persoanele care găsesc astfel de artefacte trebuie să fie conștiente că elementele de muniție pot fi active și pot pune în pericol viața celor care acționează asupra lor.